zăpada cu gheața și apa n-a mai putut să scurgă. La urmare am scos toate echipele, fie compania de apă, fie Urbis, fie RR. Am reușit până la prânz să rezolvăm mare parte din probleme. În același timp, o multitudine de cabluri înghețate care s-au rupt sub o vara gheții, dar și prânz de copac și ca urmare ieri am avut câteva echipe de la Orbiser care n-au făcut decât să fleagă toate crăcile rupte, în mod special Bulevardul Nicolae Băricescu, Bulevardul Gării, dar și în cartiere. De aseară, căderea de zăpadă a fost mare și se pare că vârful de cădere de zăpadă va fi atins în cursul de la zilei de astăzi și mâine. Totuși, vă spun că azi noaptea am avut probleme deosebite și, ca urmare, în cursul zilei de astăzi, o să vă spună domnul Ciolacu Marcel, toate echipele vor lucra astfel încât să reușim ca mijloacele de transport și cetățenii să deplaseze cel puțin spre locurile de muncă și spre supermarketuri. Din punct de vedere al celorlalte servicii, nu am avut probleme, în sensul în care căldura a fost asigurată celor care beneficiază de distribuția de la Regia Autonomă Municipală. Parametrii au fost foarte buni, confortul termic a fost asigurat fără probleme. În același timp, compania de apă n-a avut probleme în asigurarea alimentării cu apă, totuși aș vrea să vă spun că din punct de vedere al calității, ca urmare a căderilor de tensiune de ieri, numai în decurs de ore au fost aproximativ 22 de căderi de tensiune nasuse, deci numai o oră e pietre care am monitorizat-o, este posibil să mai fie apărut în cursul zilei de probleme legate de calitate, dar și ei au avut un regim de funcționare non-stop, în sensul în care toate echipele de la inspectorat, cele de intervenție, toate cele de pe mașini de desfundat analizarea sunt la treabă. Transportul în comun funcționează fără probleme, în sensul în care toate traseele sunt asigurate la intervalul de ori, la intervalul de succedare stabilit prin program. Deci toate traseele de autobuze funcționează și funcționează exact în programul